S-a uitat la campionatul mondial, cam care e nivel, diferența de nivel dintre noi și cei care sunt acolo? Și când crezi că se poate, să zice, surmonta? Păi cred că din moment ce ei sunt acolo și noi suntem încă acasă, este o diferență de nivel. Consider că odată cu venirea lui Xavier Pascal la echipa națională, am început și noi să mai mișcăm. Avem două victorii. Sperăm să reușim în dubla cu Serbia să scoatem minim o victorie și să ajungem și noi la campionatul european după 21 de ani. Te uiți la toate meciurile, de exemplu la un campionat mondial sau mă rog la majoritatea? Adică înveți ceva uitându-te la televizor? Am urmărit câteva meciuri. Într-adevăr, nu mă pot uita la fiecare meci în parte, pentru că mai am și alt program. Da, vezi, poți învăța de la cei mai buni, e normal. Ai vorbit cu, să zice, colegii de la echipa națională care evoluează în Franța, Mihai Popescu, Cepreghi, te-ai vedea jucând și tu în Franța? Am vorbit la ultima convocare, chiar am vorbit despre nivelul din Franța. Au spus că este unul foarte ridicat, chiar și cu Marius Sadovea, care joacă în Liga 2 și a rămas impresionat. Mi-aș dori în viitor apropiat să fac și eu pasul spre campionatul Franței. Vedem.